În timp ce unii au trimis scrisori moșului, alții au trimis e-mail-uri, prin care l-au rugat să vină la ei cu bani, telefoane mobile și haine. Rugămințile sunt adresate în special de tineri, care nu se mai mulțumesc doar cu dulciuri sau cu ursuleți din pluș, ci au alte pretenții. Moșul va veni, cu siguranță. Cu ce anume, la ce te-ai gândit? În orice caz, nu e lușa, nu prea. Probabil ceva de îmbrăcat, dulciuri. Scris sau cum? Nu e cazul. Probabil ceva pe e-mail sau... Am avansat. Ceva de genul, bineînțeles. Bun. Și? Și... Așteptăm. Ai făcut și ghetuțele? Dacă ar fi după ghetuțele mele, s-ar putea să aducă mult mai multe. A, adică sunt curate. Da, sau da. Nu, eu port un număr mai mare și trebuie într-adevăr să fie... Sunt mai încăpătoare cu alte cuvinte. Da, da. Bine, moșu? Da. Ce? I-ai scris sau i-ai trimis un mail? Păi, cred că pentru noi deja ne-am mărit și nu mai trebuie să vină moșul și la noi. Wow, cum? De ce? Păi, da. Da. Anul trecut, spre exemplu, vă mai amintiți cu ce a venit? Păi, nu știu, ne-a dat, cred că, mai mult bani decât jucării cum primești cei mici. Și anul ăsta? Nu știm. Tot bani? Să vedem. Tot bani. Amintești ce ai primit? Bani direct? Bani, te folosești tu ce vreau eu, da. Vine moșul? Nu știu. Dacă... Ai scris ceva sau? Nu i-am scris nimic până acum. Cam ce-ți dorești? Acum nu-mi doresc nimic. Ce-ți dorești de la moș? Un telefon. De dragul tradiției, dar mai ales pentru a le face o bucurie celor dragi, unii giurgiuveni ne-au spus că din puținul lor vor cumpăra totuși câte ceva semnificativ pentru fiecare membru al familiei. Nu e așa între noi acolo. Și e mai sărăcăcios, e mai bogat față de anul trecut? Mie vai de capul lui de moș Nicolae, cât o mănușă, cât un ciorap. De la amărât, asta e. Cam de cât dispuneți? De buget, vreo 50 de lei. Ăsta l-avem să-l împărțim în trei. Băiatul și ăsta. Bine că la băiat o tastatură care e păducă. Și restul eu și cu taică sunt mai puțin el. Vine moșul? Eu zic că da. Și la copii? Bineînțeles. Trebuie, chiar dacă sunt mai puțin cuminți, nu? Așteptăm. Vedem. Mai sărăcăcios? Rămâne de văzut. La moș Nicolae, nu știu, undeva o sumă până într-un 100 de lei, așa. Nu mai mult. La moș Crăciun mai vedem. Copiii, jucării în general. Au fost cuminți? Au fost. Cam de cât dispuneți, așa, ce fonduri? Nu prea mult. Mai mult bunicii. Nu știu dacă vine anul ăsta cam sărac.